Bună ziua! Sunt Costel Oprea, gazda Noua TV și am deschis o sesiune de emisiuni dedicată pogromului românilor din nord-vestul Ardealului în timpul regimului hortist. Un episod foarte trist din istoria României, care din păcate este lăsat uitării, din păcate nu se acordă atenție sub nicio formă. Opinia publică are foarte puține informații legate de acest moment tragic din istoria românilor, iar de autorități, ce să mai zicem, sunt total dezinteresate să păstreze memoria, măcar să păstreze memoria acestor victime. În același timp, trebuie să menționăm că după, nu zicem în perioada comunistă, dar nici măcar după 1990, victimele din acea perioadă groaznică, victimele nu au primit compensații. Pentru a dezbate acest subiect, în acest episod vorbim despre cazul județului Sălaj, acolo unde au fost cele mai multe crime, au fost cele mai multe atrocități făcute de regimul hortist. Și îl avem ca invitat pe domnul doctor în istorie, Marin Pop, un specialist, un istoric autentic din această zonă, care a reușit de-a lungul anilor să adune mărturii, documente despre această perioadă. Bună ziua, bine ați venit la noi, bine. Din păcate facem o ședință Zoom. Mi-aș plăcut să fim față în față, dar distanța ne separă puțin. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Ne puteți povesti așa, haideți să o luăm de-a fir apăr. Ce s-a întâmplat în acea perioadă tragică, în acea lună, septembrie 1940? După cum știm, și din păcate, așa cum spuneați dumneavoastră, nu regăsim în manuale de istorie, vara anului 1940 a fost cea mai neagră din istoria României. După dictatul de la Viena, nu s-a respectat nici măcar acele puncte din textul așa zisului arbitraj, fiindcă la punctul 2 se spunea că populația și armata are timp de o perioadă de 15 zile în care să se retragă în ordine și liniște. Dar, după cum îmi povesteau și am avut șansa să povestesc cu distinsele suror Coposu, surorile seniorului Coposu, deja la 5 zile după dictat, trupele hortiste intrau pe la Sighetul Marmației și în ziua de 6 septembrie erau la noi în sat în Bobota, în satul seniorului Coposu. Și povesteau cum au scăpat la limită, fiindcă tatăl lor, protopopul Valentin Coposu, era unul dintre semnatarii Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, și îmi povesteau că autoritățile de ocupație aveau anumite liste negre cu semnatarii Marii Uniri care te mai erau în viață și aveau chiar și adresele lor. Deci putem vorbi că este vorba despre niște crime cu premeditare. Deci i-au venit deja organizați, foarte bine, foarte bine țintiți pentru uciderea și maltratarea românilor care s-ar fi făcut vinovați de realizarea Marii Uniri. Da, în primul rând erau căutați cei care au semnat Marea Unire, unirea Transilvaniei cu România, și erau încă în viață. Și aveau, spuneau surorile Coposu, aveau adresele lor exact. Însă, din fericire, în ziua de 4 septembrie, protopopul Valentin Coposu a fost chemat la Episcopia din Oradea și de acolo trimis la Blaj. Și o a doua cale de informație a primit-o Iuliu Maniu de la Budapesta, de la ambasadorul din Budapesta, Moise Baltă, și atunci l-a trimis de urgență pe secretarul său, pe Corneliu Coposu, la șimleul Silvaniei, ziua de 5 septembrie, se întâmpla deci o zi înainte de a intra în Bobota trupele hortiste, la un prieten de-al său care avea o firmă de transporturi, să ia un microbuz și să meargă întâi la Bădăcin, unde mai locuia sora lui Iuliu Maniu, călugărită, sora Cecilia, și povestea doamna Flavia Coposu că a mers la Șimleu,
Cornelu Coposu, fratele său, a luat un microbuz și un șofer de la Șimleu. Bădăcinul se află la 5 km de Șimleu Silvaniei. A luat-o pe Cornelia Maniu, sora mai mică a lui Marleon Politicului Maniu, cu câteva bagaje și spune foarte interesant și o ladă mare, era o ladă mare cu documente. De acolo s-a deplasat la 17 km este Bogota și povestea doamna Flavia Copos avea atunci 16 ani. Cum a intrat în curte Corneliu Coposu și spunea așa galben la față, cum se spune la noi în Ardeal, adică palid, nu l-am văzut în viața mea, a luat-o deoparte pe maicuța și într-o jumătate de oră a trebuit să părăsim Bobota, locul unde tatăl său păstorise 32 de ani și au lăsat tot acolo. Mai este în viață doamna Rodica Cocosu, mezina familiei, care atunci avea 7 ani. Și dânsa povestea că a apucat să-și ia într-un rucsăcel o vioară, fiindcă a început lecțiile de vioară, și o păpușă, atât. Și în cartea de memorii de amintire a doamnei Flavia Coposu povestește acele vremuri deosebite când au fost nevoite să părăsească satul natal și s-au refugiat la Blaj întâi și apoi tatăl lor a fost transferat ca preot lângă Blaj la parohia Coșlari. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în perioada respectivă? Dacă puteți să ne povestiți din momentul în care au intrat trupele cortiste în județul Sălaj. Spuneam că au intrat în Bogota. Nu l-au găsit pe protopopul Valentin Coposu, mi-a fost confirmat și de către altă persoană, care a ajuns primar al Șimleului, avea și el în vârstă de 7 ani. A intrat la ei în casă și ei aveau un tablou cu Valentin Coposu și a întrebat unde este protopopul, îl căută. Pentru că nu l-au aflat, au intrat în casa parohială și au scos în curte toată arhiva pe care o dețineau, toate cărțile le-au ars. Și mai era în Bogota un monument dedicat cu un an înainte în memoria lui marele cărturar Gheorghe Șinca, cel care a înființat școala românească din Bogota, au dinamitat-o, la fel cum au făcut mai târziu cu monumentul de la Guruzlău, la 29 octombrie 1940. Acolo pretextând, acum poate ne vine să și râdem, că l-au dinamitat primul monument de la Guruzlău, pentru că în soclul său s-ar fi găsit opincile și sabia lui Mihai Viteazu. Totuși, un domnitor nu purta opinci, dar au dinamitat monumentul, n-au reușit să dinamiteze soclul. Deci, în 6 septembrie intră în Bogota, în 7 septembrie trec prin Ip, unde are loc un incident care a constituit pretextul masacrului de la Ip, și în 8 septembrie intră în orașul de reședință în Zalău, unde se organizează un bachet noile autorități maghiare și aici se pune la cale masacrul de la Trăsnea. Proprietarul Francis Boy din Trăsnea se pare că a tratat cu locotenentul colonel Ocoșii să se abată puțin din drumul său spre Cluj, fiindcă direcția generală era Cluj. Să ajungă la Cluj, Trăsnea este, nu este chiar în direcția Zalău-Cluj, și să-i disciplineze pe români, în special cei de pe noua stradă Măgura. Ce erau acei români? În urma reformei agrare de 1921 s-au acordat și locuri de casă țăranilor. Trebuie să subliniem faptul că reforma agrară din 1921, cea mai radicală din Europa, promisă de regele Ferdinand, că din timpul războiului, în Transilvania, făcută de Consiliul Dirigent, în fruntea ei fiind Iuliu Maniu, a fost o reformă de utilitate publică și nu a fost îndreptată împotriva proprietarului maghiar. Și am să dau un singur exemplu, cel al președintelui Partidului Național Român, Gheorghe Pop de Băsești, Badea George, care prin sudoarea frunții sale a acumulat o avere de aproape 4.000 de iugăre de terenuri și păduri în zona Codrului, în zona Băseștilui,
și fiica sa, care a moștenit averea, și ea a fost supusă reformei agrare în 1921 și a fost despăgubit. Deci nu a fost îndreptat, dar Francis Boyer a considerat că a fost îndreptată împotriva lui acea reformă agrară, prin care se dau și locuri de casă și special tinerele familii care au beneficiat de aceste loturi de casă și au construit o stradă în Trăznea și s-a spus clar, cu specificație, să meargă pe acea stradă, să-i disciplineze pe români care s-au construit casă. O mică paranteză, trebuie să subliniem totuși că acești proprietari care ar fi fost deposedați de aceste bunuri au fost despăgubiți în urma procesului optanților. Deci au primit bani și au primit bani foarte mulți. Sigur, și a fost care și-au angajat avocați și s-au mărit sumele, deci au fost despăgubiți la justa valoare, chiar mai exact. Bine. Și în dimineața zilei de 9 septembrie, crimele încep chiar de la ieșirea din Zalău. În pădurea, cum se iese din Zalău, au fost ucise câteva persoane, o femeie care era în ultima lună de sarcină, a fost împușcată și lovită la final de către un ofițer cu călcâiul, pentru că n-a murit pe loc. Și printre ei era și un prima victimă din Trăznea, care venea un țăran să vândă lapte în Zalău. A fost recunoscut. Dimineața intră în Trăznea primele trupe de bicicliști. Intră câțiva bicicliști care încep să agreseze populația, să fie violenți. Întreabă dacă este satul Ordocât, cum se spune la Trăznea, și unde locuiește preotul reformat. Și atenționează pe locuitori că cei răi sunt încă în spate și încă erau cei buni. Și în mijlocul satului, în centrul satului din Trăznea, sunt așteptați de către trei cetățeni de etnie maghiară și intră la preotul reformat. Trupele vin în continuare și peste vreo două ore ies doi bicicliști împreună cu un cetățean de etnie maghiară și merg în această zonă în care spuneam, Măgura, cum îi spune, este și o pădurice și de acolo la scurt timp se aud focuri de armă. Domnul Pop, trebuie să precizăm că armata hortistă a colaborat și a avut informații foarte, foarte bune de la localnici, deci de la ungurii care trăiau alături de români până aceste localități. Deci nu erau niște străini, ci erau oameni care au trăit împreună cu românii în zonele respective și care erau plini de ură, erau fanatici, localnici. Da, da. Acum, spuneam și în Trăznea a fost așteptați, Trăznea fiind mai puțini în față de ei, erau doar câțiva cetățeni de etnie maghiară, trei dintre ei au stat pe acești bicicliști și au dus acolo în pădurea respectivă și acolo s-au tras câteva focuri de armă, i-au răspuns grosul armatei care ajungea aproape în centrul localității Trăznea și atunci începe masacrul. Sunt luați cei trei cetățeni și să indice casele unde locuiau românii, mare majoritate în Trăznea sunt case românești, cu șumoage de paie, de câți s-a dat foc la case, au fost cei care ieșeau din casă și în casă erau împușcați. A fost prima echipă a morții și în spatele lor venea a doua echipă care îi strângea pe cei care mai erau în viață. Mm-hmm. Aproape 200 de persoane au fost duse la pârâul morii și ar fi urmat acea soartă tragică dacă nu ar fi fost un general maghiar în vârstă care, sosind și văzându-i, le-a spus textual cum acești copii în brațele mamelor și aceste femei și bătrâni amenință armata ungară. Și aceasta va fi o pată veșnică pe fața armatei ungare, a spus bătrânul general, care făcea parte din garda veche. Avea prefetă dreptate, dar, cum se întâmplă de obicei, s-a inițiat o anchetă, a fost mușamalizată, locotenentul colonel Acoș a scăpat, iar bătrânul general a fost pensionat. Deci, din fericire, datorită acestui general,
cei 200 de localnici din Trăznea au scăpat, dar masacrul de la Trăznea a însemnat 86 de martiri români, pe care și câțiva cetățeni evrei. Deci nu au contat că sunt români, evrei sau în altă parte slovaci. Iar la câteva zile, din ordinul noului comandant al plășii Zalăului, au fost căutați învățătorii din Trăznea, familia Lazar Cosmaș, Aurelia Cosma, care au reușit să se refugieze într-un sat vecin. Au fost găsiți și pe hotar au fost împușcați între localitățile Agri și Podia și înmormântați rapid. Și mai în gropi comune. Da. Și au fost înmormântați acolo pe loc unde au fost împușcați, iar fiul lor, din fericire, a scăpat și astăzi este deputatul academician și muzicolog Lazar Octavian Cosma, care se găsește la venerabil la vârstă de 90 de ani și trăiește în București, dar mai are și în Trăznea, desigur, casă și special vara vine și în Trăznea. Acestea sunt evenimentele care s-au petrecut la Trăznea, 9 septembrie, apoi la 10 septembrie a fost oribilul masacru al protopopului de la Huiedin, Aurel Monteanu, și apoi a urmat noaptea Sfântului Bartolomeu la Ip. Și probabil dacă nu s-ar fi întâmplat grozăviile locotenentului Ocoș la Trăznea, la Hida, la Zalău, la Huiedin, ar fi trecut cu vederea incidentul, pretextul care a fost folosit la Ip. Ce s-a întâmplat la Ip? În data de 7 septembrie, ziua de 7 septembrie, au ajuns la Ip. Ipul 70% era calitate cu populație maghiară, au fost așteptați, li s-a oferit un banchet, dintre ei unii probabil s-au omenit mai bine și la ieșirea din sat s-a produs o explozie și au decedat doi soldați maghiari. Ei, ce au pretextat atunci autoritățile pe drum? Se găseau moară unde locuiau familie de români și ei, început de septembrie, au ieșit cu o plasă cu mere și le-au oferit o plasă cu mere și s-a spus că românii în acea plasă au pus grenadă. În fapt, cei care s-au omeniseră puțin mai mult la ei, au început să danseze într-o căruță unde erau lăs cu muniții. Și au explodat și doi au decedat. Pe familia murarului a fost arestată, dusă la Șimleu pentru anchetă și liberată după o lună și a scăpat de ceea ce s-a întâmplat la Ip. Fiindcă, deși la Nușfalău se stabilise nou post de jandarm, care avea în jurisdicție și localitatea Ip, în Ip încă mai funcționau, s-au înființat atunci o serie de gărzi maghiari, care făceau de serviciu și noaptea și că păzeau localitatea. Nu știu de ce o păzeau, nu au fost desființate. Și în seara de 13 septembrie, înainte de ziua Crucii, locotenentul Bajvari, Zoltan, a sosit jurul orelor, se spune 11 noaptea, pe neașteptate cu compania sa în Ip. Era primul rând de serviciu al gărzii maghiare din Ip și a dat ordin să colaboreze și a stabilit un fel de pândă în sat. Din 50 în 50 de metri a fost instalat câte un militar maghiar ascuns în șanț după tufe și să nu lasă să treacă nimeni în afară de membrii gărzii maghiare, având și o parolă, hoșmă, dimineață. Era parola. Și au început masacrul. Au început să, împreună cu membrii acestei gărzi, masacrarea românilor din Ip. S-au întors la comandamentul acestei gărzi și Bajvari Zoltan s-a prefăcut că se duce la școală să se odihnească. Și pe același model cum s-a întâmplat la Trăznea, n-a apucat bine să iasă, s-au auzit focuri de armă. S-a întors rapid, nervos și a spus că arde tot satul. Atunci
Garda maghiară a spus, păi nu se poate, fiindcă sunt și case maghiare. Și veți da foc la tot satul Oborul de și casele maghiare. Atunci să dăm foc la casele românești. Nici așa nu se poate, fiindcă sunt intercalate. Și atunci, nervos, a spus, atunci îmi dați garda și...